但是在这些房间A treia evanghelie este Evanghelia în cinstea Sfintei Maie Ucenițe Irina, care astăzi se dăzunește, mare ucenință, tocmai cu apostoli. Și a patra evanghelie este în cinstea Sfântului mare ucenic, aș îndrăzni să zic, mare ucenic și mărturisitor extrem, cel nou, din Africa, Guinea Macrii. Nu știu dacă voi ați știut că Sfântul Efrem a fost prăznuit de greci, de tot poporul elenilor, grecilor, cu mare cinste, ca un sfânt, deși el nu era declarat sfânt. Și cărțile lui au apărut și despre minune, au fost răspinde în toată lumea, în multe limbi traduse, înainte de a fi el declarat sfânt. Și acatistul lui s-a citit cu multă râvnă și minune s-au mulțit și mulți oameni au primit ajutor și parafisul lui și slujbele lui s-au făcut. Au primit ajutor mare și aici, nu la noi, în România și în alte părți, chiar dacă încă el nu era declarat sfânt. Și de-abia anul acesta, pe 16 aprilie, s-a declarat de către sinodul grec ca și sfânt. Iar astăzi, în Grecia, în mănăstirea Sfântului Efrem, Coronatica, se întâmplă cu fast această proclamare. Deci, zi de mare sărbătoare acolo, dar cei mai mulți dintre noi românii, mai ales, n-am știut că Sfântul nu era declarat formal de sinod, pentru că, până la urmă, e o declarație, am putea zice, formală, pentru că el era de mult declarat sau era înainte de Dumnezeu Sfânt și de popor, era declarat de mult. Acum a urmat doar să fie această aprobare, avizare a sinodului, care cumva își pune ultima pecete peste această cinstire și se aducea acestui sfânt. Mulți se roagă Sfântul Efrem și mulți au mare încredere și au văzut cât de gravnic vine în îndeminarea celor care îl caută. Țin minte și acum că a venit într-o dimineață o femeie cu copilaș și care nu numai că nu se prea rugase niciodată ea acatiste și parapiste și saltire și nici Tatăl Nostru nu prea știa. Dar avea un necaz mare și venise și ea fetița să întrebe dacă mai este izbăvire pentru ea. Și adusese aminte că există și Dumnezeu. Hai să vedem ce face și Dumnezeu, cu cine ajută Dumnezeu, zice. Și am vorbit cu ea și am zis, ați auzit de Sfântul Efrem? Nu auzit în viața ei, nu auzit nici de Sfântul Nicolae prea mult, dar pe Sfântul Efrem, care era nou între Sfinții rânduiți și descoperiți de Dumnezeu. Și mi-a zis, păi cum să zic? Măcar ziceți așa din când în când, Sfinte Mare, Mucenițe Efrem, roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătoasă. Dar nici nu a spus că e grec, că e rus, că e spaniol, că e francez, că e român, nu contează. Da, atâta să zică. Și a plecat și s-a întors vreo două săptămâni, foarte luminată la față, transfigurată, așa, și a zis, păi, s-a întâmplat am avut o vedenie, am început să zic așa, și noaptea aceea am avut ca o vedenie, nu știu, la vis sau vedenie. Nopțile care au urmat, nu prea între nopțile care au urmat după ce a continuat să zică în fiecare zi, de câte ori își aducea aminte, nu de multe ori, de 5-6 ori pe zi își aducea aminte, Sfinte Mare Mucenițe Efrem, pe care nu te cunosc, nu știu cine ești, de ce ne-am ești, roagă Dumnezeu pentru mine și pentru copisă. Și m-am trezit într-o biserică, era o biserică mare, plină de oameni deosebiți, luminoși, care toți așteptau ceva, așteptau pe cineva și când s-a făcut, se făcea că vine cineva foarte important și a venit și a intrat un monah înalt, subțire, așa cum era Sfântul Efrem. Subțire, înalt, slab. Foarte slab, zicea. Și a intrat pe uși și a început să vorbească în greacă. Și vorbea în greacă. Dar oare de ce vorbea în greacă? Era grec, doamne. Și vorbea în greacă cu unii, cu alții, și mergea la unul, și mergea la celălalt, și mergea și... Și eu am zis, cine-o fi? Acesta, parcă știa, dar parcă nu știa.
Este acolo scris ceea ce pot să vorbesc cu el, că el e grec, eu sunt român. Și el s-a uitat la ea și a zis, și pe tine nu te uit. A zis, românește. Și sunt Sfântul Efrem. Eu sunt cel care te torori. Și s-a făcut mică și a venit în zică. Da, deci Sfântul Efrem face multe minuni, foarte multe minuni, pe care... Dar noi am crezut de una, marea majoritate dintre voi, n-au știut că el n-a fost declarat încă Sfânt, astăzi este cumva primit așa, în mod oficial, prin slujbe, prin învierile care se fac la mănăstire, în rândul Sfinților, declarat pe 16 aprilie. Dar iară foarte mulți dintre noi îl cinstim și iubim cum ziceam, dar, sau iubim cât putem noi zice că iubim, că nu prea avem dragoste, dar oricum, încercăm, dar nu prea știm viața. Foarte, foarte pe scurt, că nu avem nici timp, nici vremea nu este și cei ce vor să știu nu să citească cartea. Și toate lucrurile acestea despre care voi spune și de care le veți citi în carte sunt mărturisite de Sfântul Efrem după arătarea sa. Nu sunt știute din copilăria sa, nu sunt știute, nu sunt lăsate în scripte undeva când era el micuț, cineva le nota, nu? S-au aflat târziu, după 50 de ani. S-a născut în ziua Sfintei Cruci, pe 14 septembrie, în anul 1284. Nu se știe. În Grecia, probabil că în apropierea de Africa, în apropierea de Atena, acesta nu e un grup pe care să-l știm noi, exact când s-a născut. Și tatăl i-a murit de mic, când era el mic încă. Mama lui a crescut pe toți frații, erau șapte frații. S-au stănit cu ei, iar el la 14 ani s-a închinat și-a închinat viața cu totul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și s-a dus la mănăstirea Nea Macrii din Atica, din apropiere de Atena, unde, pe colina Neprihăniților, unde a rămas timp de 27 de ani monah acolo, nevoindu-se în ascultări și tot ceea ce trebuie să facă un monah la mănăstire. Și loc cunoscut și cinstit de mari, de nevoitori și cunoscut ca loc de sărușire a marilor nevoitori, mănăstirea era mult mai veche, încă din secolul 8-9 se știe acolo de nevoitori și oameni care s-au sălășuit pe acea colină a Primăniților și au simțit acel loc. Între timp, dacă știți puțin din istoria Bizanțului și din istoria noastră creștinilor până la urmă, între timp turcii au cucerit toată Asia Mică, au cucerit mare parte a Greciei, au cucerit aproape tot ce însemna Bizanțul în afară de Constantinopol. Așa încât în 1427 a fost prins, au ajuns acolo turcii, a fost prins, a fost închis și a stat în închisoare, într-un fel de închisoare, un fel de robie, acolo, în locul acela. Mai multe luni, prins și robit chiar tot în ziua sa de naștere, tot în ziua Sfintei Cruci, 14 septembrie, în ziua a purtat cruce grea Sfântul Efrem, crucea lui Hristos până la urmă, așa cum și Sfântul Ioan Grădeau, tot în această zi de 14 septembrie, a adormit lângă o biserică din Armenia, din când Slavul Lui Dumnezeu pentru toată. În ziua de 14 septembrie, a murit Sfântul Ioan Grădeau, purtând crucea martirului, crucea bajocului oamenilor, crucea culelor, adresată de ceilalți episcop, crucea tuturor, pe care a purtat-o și Hristos, de fapt, e aceeași cruce. Aceștia care l-au iubit pe Hristos cu tot sufletul, i s-a dat poate și, i s-a dat marea șansă să poată și ei crucea Hristos. Nu în unitate ei, dar asemănător. A purtat și ei din povara lui Hristos. Așa a purtat și el, începând de 14 septembrie și până atunci, prin nevoință și prin osteneri, și în copilărie, prin puținătatea pe care puținele lucruri, puținul ajutor pe care le avea și multul, vă dați seama ce înseamnă o familie cu 7 copii și o singură mamă, fără tată, din văduvia mamei, sărăcuța și prin faptul că era orfan, a portat cu cea asta orfanilor, a celor necăjiți, a celor cu lipsuri, după aceea a portat cu cea monahală, a ascultării și ce putem spune un copil de 14 ani, câte ascultări trebuie să-și purtat el în astea aceea și cât trebuie să fi făcut. Iar la sfârșit, adică la 41 de ani, în ziua de când îmi vinea 41 de ani,
să fie prins și ținut în robie turcească și la ce bajocuri și la ce bătăi și la ce urăciuni a asistat, nu putem ști, decât cele ce le-a mărturisit el. Și acestea au durat, toată această robie a durat până în ziua de 5 mai, adică astăzi, a următorului an, 1427, marțea luminată a anului respectiv, marțea după Paște. Când probabil din motive de multe ori s-a întâmplat și dacă citiți și auziți calendarul sau ascultați pe cel pe care îl citim noi, o să auziți de nenumărat, mai ales sub jugul turcesc, de nenumărat arhierei, preoți, monahi din vechiul Bizanț, și care au fost omorâți, bajocoriți de turci sau din Georgia sau din Bulgaria sau din Serbia, de mahomedani, chiar în ziua Învierii sau chiar în zilele care se prăznea Învierea. Mi-aduce aminte numai de cei 6.000 de mucenici din Georgia care au fost uciși în noaptea Învierii și alți mulți. Nu, aproape că în jurul anului 1821 nu erau Paști. Nu erau Paști, începând cu Revoluția Grecească și s-a întâmplat în Grecia în anii aceia, încă era sub stăpânirea turcească, cu câțiva ani înainte și câțiva ani după, aproape că n-a fost an în care să nu fie pironit, spânzurat sau pironit pe zidurile Constantinopolului sau spânzurat patriarhul Constantinopolului în ziua de Paști sau alți erarhi. Asta era plăcerea, asta era bucuria mahomedanilor, să-i spânzure pe ierarhii creștini, să-i bajocorească, să-i taie în viață publică, chiar în ziua Învierii. Asta făceau. Și ceva de genul ăsta s-a întâmplat și cu Sfântul Mare Mucenic Efrem, care în ziua de Miercurea Mare, luminată, Miercurea luminată, în săptămâna luminată, Marta luminată, a primit cununa martirului, adică și crucea martirului, nu numai a mărturisirii, nu numai a jertfei, nu numai a ascultării, nu numai a lăsării lumii acestea ca monac, nu numai a copilului orfan, ci și crucea martirului, a sângelui, botezul sângelui, până la urmă, și chipul în care a fost baljocorit și omorât, nevăzut de nimeni, numai de cei care l-au omorât, nimeni n-a fost de față decât Dumnezeu, dar s-a adeverit cu el mai mult ca și cu oricine, cuvântul spus de Mântuitorul, cele ce s-au făcut, se vor face la întuneric, se vor vedea la lumină, cele ce s-au spus la ureche, se vor vesti de pe case, cele ce s-au făcut acolo în taină, pe colina neprihăniților, când mântuirea și cei abonați și cei care se distrusă. Nimeni nu vedea decât ei, cei care făceau răul acesta și el, sunt Efrem, și s-au numat acolo, s-au dezvăluit iar acum, iată, înainte să-și studească cu o putere și cu o lumină fără seamă și le știu în treabă, cei ce vor să le citească și le știe. Adică sunt Efrem după 500 de ani, a descoperit ce s-a întâmplat, cum el a fost răstignit cu capul în jos, pironit, dătându-se piron în cap și în picioare, care susțineau trupul pe un copac care încă mai există, și toate celelalte ce s-au mutat acolo și cum cu o țepușă l-au străpuns roșit în tot ce. Lucruri groaznice, dureroase, dar pe care Dumnezeu le știe și nici un fir din capul acestor oameni nu s-a pierdut, acestor sfinți. Nu e vorba de fir trupesc, ci nimic din ce au pătimit ei nu va fi pierdut, nici sufletul lor nu va pierde și va rămâne în veșnicie și așa este. Interesant este, a spus de lucrurile acestea, dar aș vrea să ajung la maica stare să mai târziu, care i-a descoperit trupul. Pentru că noi toți putem fi în locul ei, dacă va avea râvna și dragostea ei. Ea a venit să se lucrește acolo între acele ruine, mănăstirea rămasă ruine până acum, târziu. Și a venit acea maică singură, să facă acolo ceva, să curețe ruinele, să le refacă, să facă acolo mănăstire, dacă toate. Și de una singură a venit și a știut că acolo a fost monahul, mănăstire, și acolo a fost mănăstire mare. Și cu râvnă mare a venit și se ruga lui Dumnezeu, mulți se ruga lui Dumnezeu, și Dumnezeu răspunde acestor rugăciuni. Și ea se ruga lui Dumnezeu să-i descopere măcar pe unul dintre cei ce au trăit acolo, și zicea, oare cum a fi trăit aici Sfinții aceștia? Oare ce au făcut? Cum trăiau ei? Cum au suferit? Cu dor vrea să știe. Nu oricui a descoperit Dumnezeu această minune. Nu oricui Dumnezeu
Nu prin oricine a coborât Dumnezeu în lume. Prin Maica lui Dumnezeu. Și trebuia, dacă nu era ea, nu era prin cine. Ea era omul care putea primi pe Dumnezeu, prin care putea să coboare în lume. Dar era și o mână întinsă de la om. Deci ce am dat noi oameni, cum ziceam? Dumnezeu, pământul a dat peștera, noi am dat pe fecioara prea curată, Maica lui Dumnezeu, noi oameni am dat. Așa și în toate, nu numai acolo omenia, în Victorul lui a fost nevoie și de răspunsul omului pozitiv, de fiatul acesta al Maicii lui Dumnezeu. Deși în arătarea celor mai mici minuni sau celor mai mari minuni a Sfinților, dacă Sfinții Sihaștri din Munții Ceablăului, care buiau și foșneau bodrii de Sihaștri, sau aici, atâția și atâția care au murit în Ardeal, în perioada distrugerii mănăstirilor, în vremea lui Bucov, și sunt îngropați neștiuți, uciște armatele acestora, și sunt neștiute locurile lor, și faptul că Dumnezeu nu-i descoperă pe aceștia este și pentru că nu este nici un suflet arzător și rugător atât de mult încât să vrea să cunoască pe acești ființe, să se ridice. Unor asemenea suflete, Dumnezeu le răspunde, Dumnezeu le descoperă, Dumnezeu le dă. Dumnezeu așteaptă cu dor să descopere aceste lucruri. Dumnezeu așteaptă cu dor să dea pe față minuni de nespus, să descopere moaștele ale Sfinților, lucrările lor care zidesc cu neam întreg. Dar nu are prin cine. Așa cum ar mai fi așteptat poate mii de ani dacă nu era Maică Dumnezeu. Mii de ani dacă nu era ea care a putut să primească Dumnezeu, așa așteaptă. Nu face nimic fără voia omului. Bate la ușă și cineva, e vrednic, se deschide, e deschide. Cine se face vrednic, se deschide lui Dumnezeu. Și așa și această Maică a fost vrednică cumva, s-a găsit după atâtea sute de ani cu dor arzător să dorească să vadă cine a fost acolo, cine sunt acestei, cinstească cu mare bucurie și cu mare dragoste de acești sfinți care au trăit acolo, poate martiri, și s-a rugat și cu ardere se ruga să-i descopere Dumnezeu cum au trăit acei oameni și dacă a fost unul și măcar pe unul să-l găsească. Măcar pe unul să-l văd, măcar pe unul să-l descoperă care a trăit aici și s-a oferit aici. Și s-a rugat pentru asta mult timp și Dumnezeu i-a descoperit. A auzit glas în inima ei, sapă aici, acolo, în izvorul bisericii, privorul mănăstirii și a săpat și a găsit acolo chiar moaștele Sfântului Efrem, care răspundeau mir de nespus. Și el a pus acolo într-o chiridă, s-a făcut seară, ploua și cel care săpa era mai nervos, s-a săpat, unde tot vrei mai decât să sapă? Las că sapă încolo, mai face și a zis, sapă aici. Și el cumva era supărat, îi se vrea niște mofturi, ce zicea, vrea să vedea neapărat acolo. Și a săpat și la 1,70 m au găsit moaștele lui, rămase neputrezite și încă nu numai neputrezite, smochinite era așa, dar miroseau extraordinar de frumos. S-a răspunit o vireasmă când a ajuns la craniul lui, i-a tot zicea, stacă mai încet, aici este un om. Ce om poate să fie, zicea așa. Ce s-a mai năzărit prin cap? Și se bași când a ajuns la craniul acela a Sfântului, capul lui, care mirosea, avea o vireasmă dumnezeiască. Am cremit-o așa și n-a mai putut zice nimic. I-a amunțit din mangură. S-au lăsat picioarele, s-au lăsat jos și n-a mai putut face nimic și a zis, du-te de aici, lasă-mă cu mine cu el. Și a săpat încet și a descoperit veșmântul monahal și anumite lucruri care sunt ale preoților și și-a dat seama că a fost preot. Și se vedea cusătura hainei, tibitură butucănoasă, tibitură pe marginea anteriului și pe marginea și jos. Și la zicioare și toate celelalte, și la lale acolo a început să se plouă și așa cum a putut, a pus într-o filidă acolo aproape și noaptea aceea s-a rugat mai mult. Tot așa, se descoperă Dumnezeu viața acestor oameni, că acest om, cine este? Cine este Sfântul Dumnezeu de care acum nu mai îndrăznea? Se temea, uite ce a descoperit Dumnezeu, uite ce era, un Sfânt, ca să-mi ține razma, nu era o glumă. Și a auzit glasul, s-a apă acolo și a să faci, i-a descoperit Dumnezeu. Și a auzit pași viguroși, exact cum zicea acea femeie de care zicea, a venit cineva și chiar îmi spunea că venea cu pași repezi. Era iute așa, nu? Și a venit în biserică și a intrat și a trecut fiecare și a zis la ea și a zis, nu te uit. Și așa ea stând și rugându-se în mijlocul ruinelor, a auzit de pe unde lăsase trupul Sfântului, pași repezi prin curte, venind spre locul unde se ruga ea și a întremenit. Am să revenit de frică, a auzit pașii și din spatele ei a auzit, cum ai lăsat trupul meu acolo? Și capul, uite cum l-a pus omul acela. Capul îi fusese. Și
I-a zis, păi, începea să plouă, v-a găsit niște motivați. Mâine se face zi, eu voi avea grijă specială. Și s-a îngrijit și toate celelalte. Sunt multe, o să citiți, dacă cei care n-ați citit-o și o să vă folosiți. Dar asta vreau să reamintesc din nou. S-a găsit omul vrednic prin care Sfântul acesta să se descopere lumii, prin care Dumnezeu se poate trimite har peste har. Dumnezeu ar vrea să ne dea valul de har, dar nu este prin cine să trimite. Nu are cine să primească. El ne dă numai pipeta cu picătura. Pentru că nu are cine primi. Pentru că omul primește și se mândrește și se slăvește și se cinstește pe el sine, pe sine însuși, se folosește numai el și începe să-și dea fie slavă. Și se duce cu aceste minuni în brațe în iad, omul acela, și nu-i folosește, ci se împlinează lucrarea Sfinților prin mândria ta și prin bățășenia ta. Și se vorbește de rău viața Sfântului acelia prin urăciunile pe care să le faci, pentru că o să te bați pe memoria lui și să te cerți cu alții, că tu ai făcut și tu ai descoperit. Și o să judece Dumnezeu pe Sfântul acela și viața, o să judece oamenii pe Sfântul acela și viața lui pentru tine. Se va neșisti Biserica Lui Dumnezeu pentru noi preoții, pentru cei care nu sunt creștini cu adevărat. Mireasa Lui Hristos să neșistește, să vorbește de rău. Să neșistesc Sfinții pentru noi și păcatele noastre și pentru rușinile noastre, că ne lăudăm cu ceea ce nu avem și ne dăm mare cu ceea ce nu merităm. Și de aceea nu descoperă Dumnezeu. De aceea. Dacă se mai găsește câte unul care să facă cum se cuvine și mai ales să aibă zmerenie, sunt multe, multe, nenumărate. Mas eu estou a